Vă dați cumva seama pe ce server sunt acum? Poate că din poziția asta nu o să vă dați seama. Dar dacă dau puțin așa camera și vedeți acolo mesa, și dacă mai fac și așa, sigur o să vă dați seama. Salut tuturor și bine v-am găsit la un episod de pe canal. Astăzi suntem pe lumea echipei Maracuia și astăzi avem un episod în care nu vom face niciun challenge, nu vom face nimic pe acest server. Pentru că, de fapt, vom face ceva, dar nu gen progres pe survival. Pentru că în acest episod am o poveste pentru voi, o veste de fapt, nu o poveste, am o veste pentru voi, foarte, bă, pentru unii foarte importantă, pentru unii nu știu, luați-o cum vreți, dar pentru cei care au văzut episoadele în care am început seria cu război și live-urile în care am început seria cu război, da, eu, Edi, Darius, Alex, Dima și Darius și Ianu am început o serie de război care a fost după această serie. Deci, noi la început când am vrut să facem această serie, gen lumea echipe Maracuia asta pe care suntem acum și care ați văzut pe canalul vechi și o vedeți pe canalul acesta, noi am zis că după ea să facem o serie de război în care să ne facem clanuri și să ne batem. Și aparent, uite că visul nostru s-a întâmplat, deci chiar am făcut o serie cu război, după această lume. Această denumire de lume echipe Maracuia a fost dată de Dima și a fost votată de noi. Și efectiv, și de voi cei care ați votat în story, dacă țineți minte, am pus eu pe story, odată la mine pe Instagram, lumea gangsterilor sau lumea echipe Maracuia. Și a ieșit lumea echipe Maracuia și așa s-a denumit seria, că pool-ul ăla era pentru acest server. Și în acest episod vă voi prezenta această hartă pentru că am decis împreună cu băieții să o băgăm la download. Așa că în descriere veți avea link spre descărcarea acestei hărți. Dacă vreți cumva să vă jucați și voi să faceți un survival pe această serie, azi vă voi prezenta cam tot ce știu eu de pe această serie, ce știu eu gen ferme și tot așa, tot ce cred eu că e mai ascuns. Și vă voi prezenta totul de pe această serie, nu chiar tot, gen tot din secțiunea asta, din spawnul nostru, cum ar veni. Și dacă ați vrea și voi să vă jucați pe această hartă, aveți link în descriere, o veți descărca de acolo, de unde, din linkul de ăla, îl băgați pe un server și porniți serverul și efectiv vă jucați. Dar, atenție, o să aveți doar harta, gen data pack-urile și plugin-urile care le-am avut noi, nu o să le aveți. Așa că, dacă vreți să vă le băgați, ziceți-mi și poate vă dau eu plugin-urile de pe curile noastre. În fine, hai să începem cu începutul, vom începe din partea aia până în partea aia de hărți. Deci, aici momentan nu vă arăt ceva asta pe un live, dar mai întâi vă arăt asta. Asta este o fermă de mob. Deci, cum lucrează această fermă de mob? Ușor. Vie aici și aici sunt chesturi. Aici, apropo, o să aveți toată harta, gen cum o să o vă arăte pe acest episod, așa o să o luați și voi. Adică gen cu itemele din chest, tot așa. Deci, aici sunt chesturile, deci tu trebuie să stai, poți stai și aici dacă vrei, dar de fapt zona de stat AFK e, te sui pe ledurile astea, te sui sus, până în ceruri, vii aici, aici vii pe la scările astea și la scările astea te sui iarăși din nou aici, până pe prima platformă. Prima tentativa lui Ian a fost undeva, cred că pe ultima platformă, sau nu mai țin minte pe ce platformă, și nu a mers pentru că era prea sus și a făcut platforma asta care e destul de aproape. Stai aici, stai AFK cât vrei tu, după te duci jos și omori mobii care se strâng. Așa că cam asta e prima chestie de pe acest server, ferma de mobi. Aici a fost prima noastră fermă de creeper și avem un chestul ăsta. A, uite, aveți aici hărți de asta dacă le vreți. Ia. What? Ce asta? Foarte roz. Ok, foarte, foarte interesant. Ia, o luăm alta. Da, asta nu înțeleg ce. În fine, le punem pe ăsta în chest. O să aveți, o să vezi tot. Aici mai avem încă ceva, un fel de scoar în care a vrut Ianu să facă o chestie. În chest ce avem? Avem de ăsta, avem un breaking cu 6, 7, 1, sabe. O să aveți itemele, deci toate itemele o să aveți. Și cam asta e prima chestie care vă prezenta eu pe acest episod. Dacă vă întrebați de ce nu e gen chiar atât de frumos, pentru că efectiv nu suntem și noi cei mai pro player la Minecraft. Și am făcut multe nebunii, am făcut pe seria asta, așa că cam n-aș pe să dăm la download, dar oricum o să avem și noi și gen putem să intrăm pe ea când vrem noi. Aici, dacă vă dați seama, dacă vă dați foarte atent seama, roșu, albastru, peste apă,
verde, verde, ce credeți că e voi? Bravo, ați ghicit. Arena de Clash Royale. Apropo, firma asta am făcut-o ianu. Am făcut-o ianu și am conjurat-o. Cred că l-am ajutat și eu, puțin l-am conjurat, dar mai mult am conjurat ianu. Deci, toate fermele care o să vă le arăt pe server, toate le-a făcut ianu. Deci, aici avem arena de Clash Royale care am făcut-o eu full integral. Deci, eu am minat, eu am construit, eu am făcut-o pe această arenă. Sper să vă placă și arena asta, dacă vreți să dați unul pe unul sau să aveți așa de frumuseți, în fine, nu contează. Și acum intrăm, din păcate, în zona lagului, să zicem așa, pentru că aici se blochează deseori. Pentru că e full harta. Dar voi n-o să aveți chiar așa mare lag, pentru că la noi e și data pack-uri, plugin-uri, chestii de astea și gen... noi e lagul mai mare, dar la voi nu o să fie, pentru că n-aveți data pack-uri. Deci, aici avem plantația mea care am făcut-o eu full integral. Aici avem câteva item-uri prin chest. Deci, asta e cam ferma. Trebuie efectiv, ăsta e grâu. Plantați aici ce vreți voi, nu contează neapărat dacă grâu, plantați ce vreți voi. Veniți aici, dați acest buton și apa va veni și va aduce itemele astea. Și după ce se ajunge apa aici, opriți apa și apa de aici se va opri. Și itemele care sunt se duc în chest și se luați de ce în chest. Bun, cam atât cu această fermă. Mai departe, aici avem o mini fermă tot făcută de mine, în care aici te duci, pui sidurile sus, ele vin în sus hopper-ul. Forță. Stați că mică eroare de sistem. Așa, bun. Eu sunt pe creative pentru că sunt pe alt cont și gen n-am niciun item, mă cheamă Pizza Alexandru, vedeți acolo sus. Ba, spart compostul. Forță, hai că vă dau harta așa. Cum o vedeți voi. Dar eu sincer o să vă dau harta gen... după ce încheie episodul o să o bag la-ți. În fine, nu contează. Deci, puneți acolo seed sau ce vreți voi ca să facă bone meal, dați aici și vine aici în chest bone meal-ul. Bun, aici avem chest cu sapling-uri, aici avem chest cu lemn, aici avem chest cu enderpearl și aparent cu un cap, care nu știu de unde-i, și aici full de perle. Mai departe, cam asta e, bă, da, sparg și eu în continuu, bă, știți ce ar trebui să fac eu acum? Să-mi iau o sword, mi-o sabie. Tele, sau hai de netherite, să mă fac și eu mai pârtoi. Și cu sabia de netherite mă îmblă așa și nu o să pot face nimic. Aici avem o armură de iron enchantată, dar enchantată cu primele de la enchantment table, deci nu e atât de bună. Avem mai departe casa mea aici, vă prezint casa mea după magazin și după mergem mai departe. Deci, în primul rând, asta e casa mea, făcută de pe tutorial de pe YouTube. Aici avem două furnale, avem un de ăsta, aici avem ceva mâncare, deci dacă dăm de lever ăsta... de mâncare. Aici avem un ender chest în care eu aveam resurse, dar aveam alt cont. Gen, nu aveam un cont. Am același cont ca acesta care l-am acum, doar că mi-am schimbat numele. Și aparent dacă mi-am schimbat numele, s-a socotit ca și cum aș avea alt cont. Și, în fine, nu mai am toate resursele care le-am mici, dar aveam o grămadă de resurse, sincer. Aici avem 3 blast furnace-uri, un loom, un smoker și un smithing table. Aici, dacă veniți sus, avem... Bă, aici avem un painting, o dată ciudată. În fine, nu contează. Aici avem paturile unde dormim, aici sunt niște benere făcute de mine, baia făcută tot de mine, pentru că e casa mea efectiv. Și aici jos avem living room, ăsta e televizorul, și aici avem garajul în care aici o să aveți itemele astea, voi o să le aveți, cred că o să le aveți de fapt, că n-am încercat niciodată. Aici e mâncarea, gen semințele jos și mâncarea aici mai sus. Aici avem toate chestiile ca legate de end/nether. Așa că dacă o să veniți din prima pe server, dacă veniți la casa mea, mare litra și 1, 2, 3, 4, 5 shulker box-uri goale. Aici jos avem lemnul și unele chestii făcute din lemn. Aici avem alte chestii care nu sunt nici lemn, nici toate chestiile astea alte. Aici avem ceea ce nu caput în chestul ăsta. Aici avem chestiile foarte importante, gen chestii care sunt mai esențiale decât orice alte chestii. Avem un anvil care e full efectiv, nu știu de ce. Aici avem diferite blocuri, iarăși diferite blocuri și o chestie pe care nu știu nici cei care au fost cu mine pe server, o știu doar eu și Dima. Dacă veniți aici în spatele crafting table-ului și dacă spargeți blocul ăsta, vedeți o încăpere. Ce credeți voi că se întâmplă în încăperea asta? Doi săteni? Dita mai coridorul de săteni. Pentru că acum merită să zic și eu. De ce? Pentru că eu vreau pe această serie, de când am început să jucăm aleagă mai mult, am vrut să mă fac bogat. Am vrut să fiu cel mai bogat de pe această serie. Să fiu full diamond, adică să fiu gen din armură și unelte astea, mai clar.
Dar, gen, vreau să fiu, să am un Ender Chest, bă, să fiu cel mai bogat pe server. Să am o grămadă de blocuri de emerald, o grămadă de blocuri de diamond, o grămadă de blocuri de netherite. De netherite blocuri nu s-au prins chiar așa de multe, aveam un bloc de netherite și încă ceva. Doar că acum nu le mai am, că v-am zis că ne-a schimbat numele. Și aveți aici și stăteam cu mending glows spre emeralde dacă vreți. Și aici puteți face foarte, foarte ușor emeralde. Acum să vă arăt de unde luați, puteți să veniți aici cu paper-ul și faceți efectiv emeralde până vă săturați. Aici aveți fiecare stand ăsta vinde emeralde pentru paper. Deci cam asta este ce, doar eu știam de chestia asta, nimeni nu știa de ea, doar Dima, pentru că Dima era angajat la magazinul meu. Și în fine, bă, cam asta, hai să stau un time set day. Pentru că e noapte și nu vreau pe noapte. A, apropo, am două candle-uri aici, una aici și una aici. Și mai departe ajungem aici la magazinul meu. A, stai, am uitat de chestia asta. Asta e chestie foarte, foarte importantă, pentru că dacă o să aveți pickaxe de iron și nu o să vă trebuiască capete, puteți să veniți aici, intrați, și aici e încăpere făcută, gen, toate blocurile astea de emerald sunt... Adică poate dacă e... sunt făcute pe survival. Deci, efectiv, n-am folosit creative ca să umplu încăperea asta cu blocuri de emerald. Pentru că v-am zis că am fost foarte bogat și cam asta am reușit să fac emeraldele mele. Și aici avem mare încăpere cu toate capetele mele, expuse mele de capete. Ăsta e capul lui Alex, al lui German, al lui Eddie, al lui nu știu cine, al lui nu știu cine, al lui nu știu cine. Aici mai avem capete care deja sunt dubluri, gen de pe perete. Și pasă încăpere full de emerald. Și dacă aveți avea pickaxe de iron și n-aveți ce face cu capetele, puteți să distrugeți și să luați toate emeraldele. Mai departe, cam asta e casa mea, deci aici am scris spray peste de capete, bă, și cam asta e toată casa mea, nu am nimic în prejurul ei, gen, e casa basic, doar înăuntru am făcut ceva și cam atâta. Bun, hai să trecem mai departe, câteva avem de filmare, 11 minute, hai că e bine. Deci, mai departe ajungem la magazinul meu, care este un cap de trader, care l-am făcut pe un episod, din câte țineți minte. Bun venit, Alex Shop, așa se cheamă magazinul. Aici e un cap de trader ca să-și dea seama că magazinul e efectiv un cap de trader. Bun. Aici veniți în magazin și aici aveți lamp, aveți săgeți, aveți firework-uri, aveți capete la vânzare dacă vreți, aveți bone meal, aveți toteme care puteți să le scoateți și să nu le mai puneți la vânzare, blocuri de diamond aveți, 32 wheat, mending-uri, 15 diamante, vezi că e bine. Uite câte mending-uri mai avem, frate. Deci vii, te faci direct full pe serverul ăsta, să mor eu. Și aici avem sapling-uri de copaci dacă vrei să le crești. Bun, și cam asta e magazinul meu. L-am făcut pe un episod și aici avem, la ce mai este legat de mine, avem acest căluț. Căluț, sunt un căluț fericit, căluț fericit. Yay, bom. Nu sare, păcat. În fine. Bă, deci cam atât cu casa mea, gen ce avem eu la casa mea. V-am prezentat ferma, v-am prezentat magazinul și toată casa mea. Bun, hai să trecem mai departe la locurile comune. Aici avem portalul de Nether, dar momentan o să explorăm gen chestiile mai importante de pe lumea asta și după plecăm în Nether, vom explora Nether-ul și după plecăm în End, să explorăm End-ul. Bun, deci, aici avem o fermă de sugar cane, o fermă super eficientă de ăsta. Pentru că, vedeți voi aici, sugarcane, cât vreți, îl faceți pe tot în paper și vă duceți și faceți emeralde la sătenii mei până vă săturați efectiv de emeralde. Aveți aici crafting table, chest-uri în care am mai pus unele chestii și nu doar eu. Și aceste ieșirea, ieșiți pe aici pe sus, dacă vreți să ieșiți, doar că e adâncă rău. Bun, deci avem aici o dita mai fermă de sugarcane, foarte eficientă. Eu am început să fac... Gen, toată ferma asta a făcut-o Ianu, i-am făcut doar asta prima, gen. Și am vrut să o las așa. Și după Ianu a venit toată pe server și s-o apucat să facă toată asta, ești nebun, până jos. Până s-au strâns o grămadă pe. Mai departe, ajungem la următoarea chestie care este relativ mijlocul serverului. De pe undeva pe aici este și setul spawn-ul, gen când vă spawnați. Vă spawnați în baiemul ăsta. Aici avem enchantment table-ul. În care ne-am făcut noi foarte multe enchanturi. Avem un MV full, avem un de-asta, aici avem chest cu câteva iteme, dacă vreți să luați, dacă nu. Aici avem un loom, aici avem un crafting table. Așa. Și aici avem o chestie care eu am făcut-o, gen beacon-ul, nu e făcut de mine, e făcut de ea. Dar eu am făcut turnul ăsta de beacon din survival. Și aici avem un beacon în care noi am pus haste, pentru că am vrut să sparg niște chestii și avem nevoie de haste.
doar că nu l-am mai și nu l-am mai schimbat pe Speed, că de fapt vreau să fie Speed, dar în fine, nu contează. Deci cam asta e ăsta bică, nu? Bun, aici avem o casă de sătenii în care nu mai sunt sătenii, pentru că am omorât eu, pentru că nu vreau, toți veneau și făceau emerald de gen de la sătenii ăștia și am zis, bă, ia nu veniți voi aici la sătenii ăștia și cumpărați emeralde la mine dacă aveți nevoie de emeralde. Și am omorât toți sătenii și făceau emeralde doar din magazinul meu, ca să fiu mai bogat. În fine, nu contează. Aici avem un copac cu un stup. Cea mai atractivă chestie de peste acolo. Mai departe, aici avem casa lui Eddie, cel prost și cel deștept, care e cam aproximativ full de obsidian, dar până o să bag eu harta la download, poate o scot eu de obsidian și nu o să mai fie full de obsidian. Dacă vreți să vă mobilați voi casa, Eddie nu și-a construit casa asta, băi, el și-a construit casa asta înainte să mi-o construiesc eu. De eu mi-a construit-o de foarte mult timp de când e seria asta. Și el încă nu și-a mobilat-o, frate, toate chesturile le are afară, bă. Dar eu mi-am și construit casa și mi-am și mobilat-o, frate. El locuia până acum tipa în casă, dar tipa pe străzi, cum locuia el. În fine, nu contează. Deci aici aveți casa lui. Dacă vreți o casă să vă mobilați cum vreți voi, intrați aici la Eddie. Intrați pe la Eddie pe acasă și vă mobilați casa cum vreți voi. Bun. Aici avem un mini balconaș la Eddie, în care stai și bei cafea cu prietenii tăi. Bine? Aici avem un mini pool în care te scalzi, aici avem etajul de jos, în care tot puteți să vă faceți casă, că nici aici Eddie nu și-a mobilat nimic, pentru că Eddie e plenos, cred, nu știu, sau nu știu ce, dar în fine, nu prea poate asta. Aici nu știu ce e așa, dar în fine, spargem ăstea ca să avem lumină și să nu aveți voi obsidian în casele voastre, ca de fapt lui Eddie. Și mai departe, aici avem chesturile lui Eddie, în care aveți iteme pe aici, iteme pe aici, fire protection, soul speed, eficiență, care contează. Aveți aici un netherite ingot, șmecher, aici aveți loyalty 3 și piercing 4, cam inutile, unbreaking 3, și aici alte chestii de lui Eddie, nu cred că mai are Eddie chestii atât de cum secrete pe aici, pe la el. Bun, mai departe. Aici avem o zonă în care eu am vrut să fac o dată o farsă lui Eddie și nu mi-a mers. Uitați voi, cald acolo în apă. Am vrut să fac o lavă, dar nu a mers. De fapt, cred că am mers, dar nu mai țin. În fine, magazinul lui Eddie. Bine venit. Ăsta este magazinul lui Eddie. Aveți aici un diamant. Aici aveți unde să plătiți. Aici aveți loyalty 3, sharpness 3 și o sabie destul de bună. Sharpness 3, knockback 2, dacă mai avea și fire aspect era o sabie destul de bună. Aici pentru 8 diamante, un pickaxe, bă, cred că cel mai blană pickaxe, dacă mi-a face de netherite, ești boss. Aici avem așa, avem un diamant, un obiect, un fortune 3. Dar sincer, pickaxe-ul ăsta e blană, rău. Zice iron fiecare cap, perle, care nu prea, mai ales pentru 40. Ok. Eddie, scuze, dar n-am vrut să fac asta, sincer. Dar, în fine, nu prea contează. Deci, luăm ăsta și aici aveți perle, să știți că aveți perle. Un crossbow și începem să poate diamante, perle n-are sens, pentru că acușa să vă arăt de unde luați perle pe gratis, o grămadă. Deci, un crossbow, piercing, un diamant slab, cam ieftin, cam scump, sincer. Și 20 are un lup. Deci, fire aspect 2, în fine, cam asta e magazinul lui Eddie, puteți să faceți ce vreți voi cu acest server, oricum, noi gen nu o să ne jucăm cu voi, gen dacă vă faceți, dacă puneți pe serverul vostru, nu avem cum să ne trăim doar dacă ne dați IP-ul, dar în fine, ați crezut că ați plantați. Asta e o plantație privată care cred eu că e lui Eddie, pentru că e lângă casa lui și lângă magazin. Aici avem, am încercat eu să fac un lac de lavă din care să fac obsidian, dar ceea ce nu știam eu e că obsidian cu apă se face doar unde gen e pusă lava, gen de bloc unde e pusă lava. Dacă lava e gen așa pur și simplu, se face cobblestone. Și asta chiar nu știam, sincer. Dar în fine, faceți voi acea grămadă cobblestone și mai aveți acolo leacă de obsidian, iar am să plăcat, respect. Și aici, frate, avem una din... Bă! Bă, s-a blocat ăsta aici, bă! Bă, nu știu, nu credeam că pot să fiu, sincer. Dar l-o mor. Nu credeam să încerc că e posibil să se spawneze acolo. Dar logic n-ar fi trebuit să se spawneze acolo. Pentru că asta e o firmă foarte, foarte eficientă, frate.
Pentru că efectiv cred că spawnează un iron golem o dată la maxim 5 secunde. Și efectiv iron golemul vine, vine, e tras de ăsta, vine aici, cade aici în lavă și efectiv dus pe jos. Dar voi ca să intrați, intrați pe aici, săriți direct în apa asta, sărim aici. Aici avem chesturi. Ferma asta tot e făcută de iană. Și aici avem iron care e la frate. Iron golem. Uitați aici iron golem. Aveți o grămadă de... Și ce chiar e fermă super eficientă de iron. Super, super eficient. Dacă ai nevoie de iron, vină la ferma asta super eficient. Vă promit. O să rămâneți mulțumiți. Mai departe, avem... Iar mi s-a blocat, respect. Avem magazinul lui Edi... Nu, lui Edi, lui Ianu, scuze, lui Ianu. Avem aici magazinul lui Ianu care e dicta mai magazinul de lemn. Nu știu ce, dar în fine. Aici avem alte iteme, piercing, eficiență, protection, bă, cam slabe și astea. Aici avem un con... vezi că avem iron o grămadă. Aici avem ender chest, dacă mai vreți ender chest. Și aici e magazinul lui în care avându-mi multe... De fapt, și încă vinde multe chestii. La etaj, sincer, nu are nimic. Înțeleg ce a vrut să facă el aici la etaj, dar n-are nimic la etaj. Bun, o să luați chestii de ce dacă aveți voi nevoie de ele, de cât timp e episodul? 20 minute deja. Și nici n-am prestat, cred că nici jumate. Nici mă jucar, n-am ajuns în nether. Băi, aici sunt itemele de-a lui Eddie pe care a zis să nu le furăm, deci nu prea am luat eu la ele așa de mult. Uitați și voi lemnare. Ea nu cred că a fost unul dintre cel mai... A jucat foarte puțin Ianu pe server, cred că a jucat cel mai puțin din toți. Adică după Cosmin, că peste această serie era și Cosmin, care avea casa... Avea casa aia efectiv aici, lângă... Asta era mina lui, de fapt. Asta era mina lui Cosmin. Dar, din păcate, rip Cosmin și rip tot. Așa că, după Cosmin, Ianu cred că a fost cel mai slab om care a fost pe această serie. Adică gen, nu ca slab, gen, a jucat puțin, asta vreau să zic, dar a făcut mult progres cât a jucat el. Adică a jucat puțin, dar a făcut mult progres cât a jucat el. Aici avem a doua casa lui, dacă vă întrebați de ce mai sunt și câteva găini, e pentru că am făcut eu o farță cu Dima, sper că ați văzut pe episod și am încercat puțin să o curăț așa. Aici avem piscină pe casă, dacă vreți, casă, e încă o casă mobilată, apropo. Și aici avem o fermă de cactus. Avem aici o fermă de cactus care i-am furat noi toți cactusii lui Dima, lui Ianu, dar în fine nu contează. Ferma asta tot e făcută de Ianu, magazinul ăsta e făcut de Ianu, casa e făcută de Ianu. Și acum hai la casa principală a lui Ianu. Aici avem o mini pădure de azalea. Și aici avem casa lui Ianu, care sincer e destul de ok. Aici aveți câteva iteme dacă le vreți. Și intrăm în casa lui Ianu. Pe lângă faptul că aveți perete full de efectiv toate capetele care le vreți voi. Sincer, eu n-am cap de shulker, nu cred că am, nu cred că am cap de endermite, nu cred că am cap de phantom la mine pe perete. Și încă de ce nu mai am capete? Și de piști de astea nu cred că mai am. De fapt, sincer, eu cred că am mai multe capete ca el, dar în fine. Și eu n-am cap de wither, frate. Wither, skeleton, de fapt asta nu e wither, skeleton, e chiar wither. Aici aveți itemele lui Ianu. Puteți să le luați, să faceți ce vreți cu ele, încă un ender chest. Aici avem un cameră de chesturi a lui Ianu care nu a reușit în toate chesturile să-și pună chestii, dar în unele și-a pus destule chestii. Uite cât gunpowder are aici pentru rachete. Și aici, nu mai știu ce era aici, dar era, cred că era... nu era acolo, era în altă parte. Deci, efectiv, aici... Bă! Mamă, ce m-am speriat că mi-a venit notificare. Deci aici, vedeți tracker box-ul ăsta. Îl deschideți și dacă cădeți prin el, vedeți aici. Și dacă veniți pe aici, veniți aici la casa asta și veniți aici, ajungeți la ferma de scheletă. Și aici încerc să luați atenul de la scheletă. Deci aici aveți o fermă bună de XP. Ferma care avem o fermă care o avem și noi pe seria cu război de scheletoni. Și ieșirea la ferma de scheletoni e pe aici, efectiv, ești pe aici și te duci, frate. Te duci până acolo. Aici mai avem, v-am arătat chestul ăsta. Hai să mergem la casa lui Darius. Asta e casa lui Darius, nu a reușit nici el să mobileze prea mult. Și el a jucat puțin. Cel mai mult am jucat eu, cred că am jucat ce... De fapt, eu, de seria asta, am jucat, efectiv, cel mai mult. Fără, cred că și fără de asta, eu am jucat cel mai mult pe această serie. Dar, în fine, nu contează. Aici aveți o
casă, cameră făcută de Darius pentru Alex, pentru că el gen, la început de serie au vrut să facă un fel de echipă și gen să fie împreună, să facă aceeași bază, ca și la război, să fie gen într-un clan. Și acolo Darius a făcut o casă lui Alex, dar nu contează. Bă, cam asta e în lumea normală principalul. Doar că să vă mai arăt o chestie, tot în lumea normală, doar că e prin Nether. Dacă veniți aici în Nether, dacă intrați în Nether, momentan vă duceți aici jos. Dacă vă duceți aici în stânga, puteți cu railul, puteți cu trapul, puteți cu ce vreți. Voi să vă zic că aveți mult de mers. Deci veniți pe aici, după railul, urmați railurile, veniți pe aici frumos, iarăși urmăriți railurile și ajungeți la portalul ăsta. Portalul ăsta vă duce fix lângă, am încarcă-te hartă, pe de lângă, știți ce? Pillager Outpost. Dacă aveți nevoie de un Pillager Outpost, din care au fost furate chesturi, itemele, aveți aici Pillager, mare Pillager Outpost și încolo, în partea aialată a ăsta, fermă de toteme. Aici trebuie, deci ca să, nici la început n-am înțeles cum lucrează această fermă, dar duci la Pillager Outpost, cauți oameni de aia care au banner-ul ca să-i omori. Și de preferat ca să ai chestii și iteme bune, ar trebui să ai gen Bad Woman 5, adică să omori, uite și aici avem încă un setean cu mending. Asta e seteanul mending, cu mending gen principalul nostru. Dar la duseanul ca să facă ferma de rest. Deci te duci la Pillager Outpost, strângi Bad Woman cât vrei tu și vii aici la setenii ăștia și te cobori aici jos. O să înceapă raid. Și să oamenii care le vin de la raid o să fie atrași de zombi, doamne, de village-ul ăla de sus și o să cadă aici. Și tu efectiv trebuie să-i omori până nu spawnează felul de mob. Și itemele se duc în chest, vine aici în chest și deja îți faci tot cum vrei. Bun, o să-mi dau un mare kill ca să ajungem mai repede acasă. Nu echip inventory, dar dacă vreți puteți să vă băgați voi echip inventory pe această serie. Dar noi în ultimul timp nu prea așcăm cu echipe inventory, dar nu prea contează. Bă, cam asta e cel mai important din lumea normală. Dacă mai găsiți, în partea aia, gen în spatele casei mele, dacă mergeți mult în față și puțin în dreapta, găsiți pădure neagră, cel mai apropiat sat, nu mai știu coordonatele, dar e un sat undeva dreapta în față, undeva în direcția aia. Dacă vă duceți în direcția aia, găsiți un sat, dai. Relativ departe, trebuie să treceți oceanul și, da, nu știu, o să explorați voi lumea și găsiți voi. Bun, intrăm din nou în Nether și ăsta e Nether-ul nostru. Aici, dacă vrei să ieși, gen, să explorezi Nether-ul, ieși pe aici, gen, prin față, dar noi nu ne-am folosit chiar așa de mult. Hai să vă arăt unde e fortăreața, deci mergi drept în față, pe aici, și dacă explorezi puțin mai atent, vii și pe aici. Veți fortăreața, frate. Și pe aici aveți mare fortăreață. Deci veniți, nu e foarte departe fortăreața, chiar e foarte aproape față de seria cu război. Avem fortăreața la 11.000 de blocuri distanță. Deci aici putea merge în față puțin și gata, e ajuns. Deci aici e zona asta unde e portalul nostru. Bun, aici lăsăm noi mereu deschis. Adică noi de fapt ținem închisă să nu vină vreun mob sau ceva. Și v-am arătat, în stânga este Pillager Outpost-ul. Dar aici dacă mergi în față, și aici scrie, spre end și ferma de mâncare. Deci, aici avem o scară care duce spre ferma de mâncare. Vii aici, vii la scaffolding-uri, te sui sus de tot, hai sus de luță. Hai mă, mai am mult? Nu mai am mult. Și te duci aici pe scările astea. Sau, de fapt, cea mai preferabilă ar fi să stai undeva pe aici, să fie aproape de ăștia. Și stai aici AFK cât vrei tu și orice din Nether care știți voi din baia roșu, vin, se spawnează aici, sunt distrași, vin aici la lavă, mor și luați carne prăjită și piele de la ei în acest chest. Bun, o să-mi dau din nou kill, pentru că nu mai avem chestii importante care să vă le arăt. Cu toate că aș... Da, era mai aproape să mă duc direct la portalul de end, dar, în fine, mergem și de aici. Deci, cam ați văzut, cam în Nether, cam astea sunt chestiile importante, gen fortăreața v-am arătat ferma de mâncare, v-am arătat unde e Pillager Outpost și acum hai în End să vă arăt și End-ul și cam atât cu acest server. Bun, venim aici în End, aici este End-ul, deci ați văzut acolo pe unde e mers la ferma de mâncare, aici, deci efectiv
aici unde scările fermă de mâncare și în stânga ai ferma Endu. Vii aici, te duci în portalul ăsta. Hai mă. Deci în portalul ăsta. Și aici ai stronghold-ul și te duci direct la portal. Vii aici, intri în portal și the end cumva. Și dacă mergi în spate, gen pe aici pe unde e mai drumul, ce faceți voi dacă mergeți pe drumul ăsta? Te întrebi, oare? Vii aici, sar pe ăsta. De fapt, dacă ai Feather Falling sau Elytra, poți să sari pe acolo. Dacă nu, vii pe aici frumos, te arunci aici în pana mea și te duci în față până la cea mai eficientă fermă, făcută de Ianu, și nu doar de Ianu, cea mai eficientă fermă de pe acest server. Efectiv, cea mai eficientă și cea mai importantă de pe această serie. Ferma de XP / Ender. Fie aici, faci XP-ul într-o secundă, ia. Mă bag pe survival puțin. Ia uite, puteți fac căște de acolo. Ia uitați, level 10 deja. Efectiv, e o fermă super, super, super OP de Enderman. Și dacă ai nevoie de perle, ai acolo puține perle, aici puține perle, aici aproape full de perle, aici aproape full de perle. Deci, efectiv, toate chesturile și aici ai full de perle, efectiv. Toate chesturile astea sunt full de perle. Dacă nu-ți place să zbori cu Elytra, dacă nu-ți place să nu știu, faci ceva, vii frate și ți-ai perle de aici. Ai și un enchantment table să-ți poți face de aici direct enchanturile care le vrei tu, fără să mai cauți nu știu ce. Hai să punem perle aici, că n-am nevoie de perle momentan. Și, na, vedeți voi ce încet mai avem pe aici, le-am încetat gen când îmi făceam chestii. Și cam asta e aici, în net. Și, hai mă, eu eram pe survival și mă gândeam de ce nu zbor oare. Da, Alex, de ce nu zbor, mă? Zbor, mă, că e bine să zbor pe survival. Bun, vii aici pe ladder frumos, hai mă, urcă-te. Și hai să începem înapoi, deci aici te spawnează pe tine, da? Dacă mergi în spate unde e mai deschizătura, te duci la ferma de Enderman. Dacă te duci pe scările astea, ajungi în endul efectiv. Și aici aveți ăsta de la portalul de la ăsta de dragon. Și știi ce aș face eu acum? Aș spawna sincer dragon. Să vă bateți voi cu dragonul, adică gen, să vă las dragonul la dispoziție, gen. Să distrug toate drumurile astea și să vă las dragonul vouă la dispoziție, să vă bateți cu el. O facem, mă, pe episod. Uite că o face chiar pe episod, că nici nu mă... Cum era, mă? Crystal. Da, End Crystal, de asta. Deci, cum era, mă? Că din câte știu... N-am respawnat niciodată un dragon. Niciodată n-am respawnat un dragon. Dar din câte știu, așa trebuie să faci, așa-i? Ia. Da, mă, gata. Așa se respawnează dragonul, bă. Uite. O respawnează pe aia. Știi, nu știu. O respawnată pe aia. Și pe aia. Și pe aia. Pe aia tot, la fel, și pe aia la fel, aia, și încă una, și pe aia, și ultima care spawnează, The Dragon, frate. Ia uitați, Ender Dragon, The End, again, din nou? Da, mă, fratelor, deci cam atât cu acest episod, eu vă mulțumesc pentru atenție o dată, nu uitați de like, vă las așa cu dragonul să vă bateți cu el. Mai avem pe aici, da, uite cum mai avem chestia asta unde te duci spre ăla de cum se cheamă, mă, de... Ah, nu-mi scapă. Spre Enzituri, așa. O să vă luați aici cu dragon, o să descarc harta așa cu dragonul aici și voi când o să intrați în end, o să aveți mare dragon, eu îmi dau kill ca altcumva n-acum să ajung acasă, dau slash kill, am cum să fie de acolo în dreptă, parcă mi se parte ecranul. Dar, fine, nu contează. Vă fac să oricam atât cu acest episod, aveți harta în descriere să o descărcați dacă vreți și voi să vă jucați pe această hartă. O voi pune și pe Planet Minecraft, nu știu, vedem, doar că am ceva nevoie de poză. Poate o pun și pe Planet Minecraft, dar o să vedem, dar în descriere o să aveți sigur. Așa că sper să vă sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați de like, să începeți like-uri și eu v-am salutat. Pa, pa!